Societatea de gospodărire urbană Ploiești a reușit să construiască o matriță pentru confecționarea bolarzilor sferici de beton, acele bile care blochează accesul mașinilor pe trotoare cu care cetățenii s-au obișnuit deja. Cei peste 300 de bolarzi montați până acum în oraș au costat primăria peste 130.000 de lei, fiecare bucată fiind cumpărată din afara țării cu aproape 500 de lei. Potrivit estimărilor, bilele construite de SGU ar avea costuri de maximum 300 de lei și ar fi de calitate net superioară celor din import. Am încercat să diminuăm, într-un fel, costurile acestui bolard și să încercăm să-l producem noi în SGU. Am încercat prin surse proprie, cu ajutorul colectivului de la Tehnic. Acum cât timp ați avut această idee și ați început demersurile? A plecat la aproape o lună de zile după ce am preluat SGU. Asta s-a întâmplat prin aprilie. Am analizat ce părțile componente, am încercat să identificăm o formă a matriței, adică să producem noi personal matrița. Am reușit să facem această treabă, am cumpărat un glob de inox din care l-am adaptat cu cerclajul și cu armăturile necesare și am, după confecționarea matriței, am încercat și am reușit să facem acest bolard sferic. Structura bolarzilor pe care îi vor confecționa angajații SGU va fi mult mai solidă și, în plus față de cei montați deja în Ploiești, aceștia vor fi prevăzuți cu un inel pentru manipulare, precum și cu un ochi de pisică reflectorizant. Singurul pas care mai trebuie făcut este doar o declarație de conformitate, având în vedere că pentru bolarzi nu este necesară omologarea. Dacă vor avea comenzi de la primărie, cei de la SGU vor putea confecționa până la 100 de bolarzi pe săptămână. Totodată, bolarzii românești marca SGU vor putea fi livrați și în alte orașe, fapt care ar aduce sume importante la bugetul societății.